Veni de luat lumină. Veni. Sărbătoarea Învierii Mântuitorului Iisus Hristos a fost prilej de bucurie pentru credincioșii din Șimleu Silvaniei, care au venit la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena pentru a participa la slujba Învierii Domnului și pentru a lua Sfânta Lumină. Preotul Ioan Pădurian i-a chemat pe credincioși cu îndemnul veniți de luați lumină, apoi de la lumânările preoților s-au aprins rând pe rând și cele ale credincioșilor. Preoții Cristian Ovidiu Crișan și Ioan Pădurian, în fruntea credincioșilor, au înconjurat biserica, după care s-a oficiat slujba învierii, în timpul căreia s-a citit Sfânta Evanghelie și s-a intonat Hristos a înviat. Duceți-vă de grab și spuneți ucenicilor săi că s-a sculat din morți și va merge mai înainte de voi în Galileea. Acolo veți vedea. Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți. Merge și spuneți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Iar pe când se duceau ele, iată unii dintre păzitori venind în oraș au spus căpetenilor preoților toate cele ce s-au întâmplat. Atunci ei adunându-se împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor și le-au zis, să spuneți că ucenicii lui venind noaptea l-au furat pe când noi dormeam. Dacă însă se va auzi aceasta la dregător, noi îl vom potoli și pe voi vă vom face fără grijă. Iar ei, luând banii, au făcut cum i-au învățat. Și s-a răspândit vorba aceasta între iudei până în ziua. Veselă. Hristos a
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cerul din morminte, viață dăruindu-i.
Deschideți voi în mari porțile voastre și vă ridicați porți veșnice, ca să intre împăratul măririi. Cine este împăratul măririi? Domnul cel mare și tare, Domnul cel puternic în războaie, acesta este împăratul măririi. Deschideți voi porțile ca să intre împăratul măririi. Cine este împăratul măririi? Domnul domnilor și a stăpânilor, Domnul cel tare războaie, Domnul cel puternic, acela este împăratul măririi. Deschideți voi în mari porțile voastre și vă ridicați porți veșnice, ca să intre împăratul măririi. Împăratul măririi. Domnul cel mare și tare, Domnul cel puternic în războaie, acesta este împăratul măririi. Hristos a înviat. Adevărat. Hristos a înviat. Adevărat. Hristos a înviat. Că tu ești izvorul binecuvântării și dătătorul vindecărilor și ție, Părintele celui fără de început, slavă îți înălțăm, împreună și unei ales cu Fiului Tău și prea Sfântului și Bunului de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se binecuvintează, se sfințesc Paștele acestea cu aceasta păsfințită, numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează, se sfințesc Paștile acestea prin stropirea cu apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează, se sfințesc Paștele acestea prin stropirea cu aceasta păsfințită numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În înțelepciune, Părinte, binecuvintează, Cel ce este binecuvântat, Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Întărească Dumnezeule, sfânta și dreapta credința credincioșilor creștini și sfânta biserica ta o păzește în veacul veacului. Amin. Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și nouă ne-a dăruit viață veșnică, închinăm-ne învierii lui cele de-a treia zi. Ați venit în noaptea de înviere după Sfintele Paști și așa să fiți convinși că nu mergeți de aici doar cu osteneala trupului, ci mergeți ducându-L în casele dumneavoastră și pe Hristos. Așa cum știm că Hristos bate la ușă, spune Apocalipsa la capitolul 3, versetul 20, iată stau la ușă și bat. Cine va deschide, voi intra la El și voi cina cu El și El cu mine. Așa să știți, iubiți credincioși, că ați venit astăzi să-L căutați pe Hristos în miez de noapte. V-a bătut la suflet, v-a trezit, v-a adus aici și în această seară, când gustați Sfintele Paști, să știți că cinați împreună cu Hristos, precum spune Apocalipsa. Și ce este mai minunat decât să iai pe cei dragi lângă tine și să știi că la masa ta, în sufletul tău, în inima ta, este și Hristos, Cel ce aduce bucurie, nădejde de mai bine și speranță pentru viitor. Cu aceste gânduri, iubiți credincioși, să petreceți Sfintele Sărbători ale Paștilor, să mulțumiți lui Dumnezeu, dar slavă lui Dumnezeu, că iată, după vreme de post, am ajuns să ne bucurăm și de Sfânta Zi a Învierii. Amin.
slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, aduc mulțumiri în această zi de praznic a Sfintelor Paști, celor care s-au ostenit ca jertfa Paștilor să fie și în anul acesta, așa cum se cuvine, îndestulătoare și pentru toată lumea. Mulțumesc familiei domnului Blaga, Dumitru, pentru jertfa pe care au făcut-o, pentru felul în care am colaborat în aceste zile pentru ca toate să fie îndestulătoare și precum este obiceiul în biserica noastră și în parohia noastră. Îi mulțumesc din suflet dânsului, familiei și Dumnezeu să îi împlinească toate dorințele cu care a făcut această jertfă. Mulțumesc Părintelui Pădurean pentru împreună slujire. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru osteneala ca în ceas de noapte să fiți aici la Sfânta Biserică și așa să socotiți că fiecare pas pe care îl faceți pe Sfânta Biserică este un pas pe Dumnezeu. Un pas pe Dumnezeu face ca Dumnezeu să facă 1000 spre noi. Așa că de fiecare dată când venim la Sfânta Biserică să știți că îl găsim pe Dumnezeu aici. Și vă mulțumesc tuturor celor care v-ați implicat pentru ca Sfintele Paște să desfășoare în bune condiții în anul acesta, fiecare în felul lui și cu toții să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate darurile pe care le revarsă în acest praznic asupra noastră. Din partea noastră, a preoților, a familiilor noastre, vă dorim să aveți sărbători fericite, urmând ca în zilele acestea de Paști dimineața să săvârșim Sfânta Liturghie, după masa, la ora 5, să săvârșim slujba vecerniei în cele 3 zile de Paști, iar vineri, pentru că este sărbătoarea izvorului tămăduirii, vom săvârși slujba Sfânta Liturghie dimineață, iar după masă vom face taina Sfântului Maslu, cum este tradiția în Biserica noastră ortodoxă. Dumnezeu să vă primească, să vă împlinească Sfintele rugăciuni, să vă binecuvânteze.